Dulceață de nuci verzi. În primul rând am cules nucile din pom, să fie frumoase. Le-am clătit cu apă rece și le-am scurs într-o strecurătoare. Mi-am pregătit mănușile și un cuțitaș. Nucile verzi se curăță de coaja verde, cu atenție. Ideea e să trecem de stratul verde și să ajungem la miezul alb. Mi-am pregătit la îndemână un castron cu un litru de apă foarte rece, în care am pus zeama de la o lămâie, ajută ca nucile să rămână albe. Dacă îți place rețeta mea, te rog să-mi dai un like, mă ajută foarte mult și apasă butonul de urmărire pentru că postez rețete noi, delicioase în fiecare zi. Am băgat pe rând nucile verzi curățate în apă, imediat ce le-am decojit. Rând pe rând, le-am acoperit cu o farfurie care să le țină sub apă și le-am lăsat până a doua zi. A doua zi se pregătesc borcanele, în care se pune dulceața sterilizate, bine în apă fierbinte, circa 15 minute după fierbere, sau în cuptor, 20 de minute, la foc potrivit. Apoi am pregătit siropul. La 90 de nuci curățate, mi-am cântărit 600 de grame de zahăr și 400 de mililitri de apă pentru sirop. Am pus zahărul cu apa într-o cratiță și l-am așezat pe foc. Am stors și zeama unei lămâi întregi. Am fiert până când se obține un sirop. Proba se face cu picătura scursă pe o farfurioară. Ea trebuie să rămână ca un strop de rouă, ca o biluță cu contur perfect. Farfurioara trebuie să fie la temperatura camerei, nu de la congelator. Când siropul a atins consistența dorită, am adăugat în el și nucile verzi bine scurse. Se lasă la foc mediu până când siropul începe din nou să clocotească. Apoi se dă focul la minim și se ține dulceața pe foc până când siropul se leagă frumos. Când dulceața este gata, se transferă în borcanele sterilizate, am înfiletat strâns și le-am întors cu gura în jos și le-am învelit cu un pled. Le-am lăsat până când dulceața s-a răcit. Lasă-mi un mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre rețeta mea. Îți mulțumesc! Vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, și pe pagina de Facebook cu același nume, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Mă găsiți și pe TikTok, Camelia Kira, și pe Instagram, Camelia Kira. Vă mulțumesc!